monotonia pe partea asta, deși nu cred așa. Așa? Ce ai vrut să zici? Ai mare încredere. Am cam apă în gură. Ia mă, te imaginați? Așa? Ok. Eu sunt adeptul la... Așa, cu bidonul. Ok, zi. Descu. Că tu? Îmi place să mai adaug chestii. Mm-hmm. Ok. Un inel, o jucăriu. Ok. Și acolo intră mai mișto alte chestii, știi? Ok, experiențe noi, da? Între noi doi, da. Mm-hmm. Adică fac... Bun, am făcut toate... Bun, dar totuși urmă în chef. N-ai cum? Păi totuși, vorbim acum de mânătorii, nu că n-așa mai... Bac pastile. Da. E nu. Pastilă roz la voi. Nu, Dan. Hă? Nu. Nu. E cu aia-ți bine. Adică vreau să înțelegi că eu... Găsești o soluție. Găsesc o soluție cu okay, tine. Okay. Cu mine, nu? Păi de noi era vorba. Da, dar zic că în sensul... Ok, bun. Da, dar de-aia zic. Da, ok, bun. Tu încerci să aduci soluțiile astea, ai încercat chestii noi, ai experimentat chestii noi ca să nu ajungi la monotonia aia. Bun, mi se pare corect. Sunt de acord, total de acord. Dar totuși eu n-am chef. Tot n-am chef, tot obosit, mă până la somn n-am chef. Cum ai procedat? Să faci asta constant sau odată? Constant. Constant? E o monotonie, nu? Deci, presupun că fost a ta prietenă era constant, așa, nu? Odată pe lună, da? Maxim. Da. Faci tu așa odată pe lună? Nu, doamne, fel, da. Zic, tu ai încerca... A, mâinile lor. Mm-hmm. Ok. Tu ai încercat să-i pune creierul în lucrare și te-ai gândit la 1000 de variante și ai încercat și așa și eu tot. Merge la psiholog de cuplu. Deja gata, da? Merge la psiholog de cuplu. Pe bune. Dar nu renunți. Nu. No. Nu, pentru că ce-am simțit eu, cel puțin din partea mea la început cu tine, nu o să vreau să las asta niciodată. Mi-am dorit să fiu cu tine, fără să știu. Da? Păi dacă eu am spus din video meu de prezentare, vreau să fiu o fată... Hai, adu-l aici, o să vedem. Vreau să fiu o fată în... O fată în... Ce tare, inelul tău. M-am ucis și micile aici. Ce tare. Să pui la uscat acum. Bombă. Ce răsări. Ok, da. Ziceai că m-ai descris pe mine un... Da, înaltă, blondă cu ochii verzi. Asta am spus în videoclipul de prezentare. Și la ce te gândeai când ai zis asta? Sau de eu ce? N-am avut... De ce ți-a venit dar, să zic? Așa mi-a venit să zic, dar tipologia ta n-am avut-o. Cel puțin așa înaltă n-am avut niciodată vreo prietenă. Nu? Așa înaltă nu. Și îți place că sunt înaltă? Da. Păi oricum și cu tocuri tău sunt mai înalt ca tine. Da, știu. Și mi-mi place că ești înaltă. Mereu mi-am dorit un prieten înalt. Da, chiar i-am zis, ziceam și la... La mama ta, că mie relațiile pasagere niciodată nu mi-au mers, pentru că eu mereu am vrut o relație serioasă, știi? Și nu, efectiv, nu mi-am găsit niciodată pe nimeni, pentru că toți băieții cu... Nu toți băieții, dar majoritatea băieților cu care am stat nu și-au dorit asta, fugeau de responsabilități. Și plus că eu mereu de la început îmi făceam iluzii, îmi făceam filme, gata, ăsta-i băiatul și